Bună dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Aici vă ofer foarte multe unelte spirituale, de psihologie, de dezvoltare personală în general, astfel încât voi să vă creați singuri viața ideală. Astăzi o să vorbim despre autenticitate și autenticitatea cred că este ceva la care aspirăm toți, ne este total accesibilă, dar cumva nu avem curajul să o abordăm. Ce înseamnă să fii autentic, de fapt? Să fii autentic înseamnă să ai curajul, să fii exact așa cum simți, exact așa cum vrei. Și dintr-o perspectivă spirituală, ascultați aici, pentru că asta este ideea de bază a acestui video. Dintr-o perspectivă spirituală, tu ai datoria să fii autentic, pentru că ești expresia unică a lui Dumnezeu. După cum știți, noi aici pe canal am vorbit de foarte multe ori despre asta, dar fiecare om de pe această planetă este o variantă a Divinității. Așa cum se spune chiar și în creștinism că suntem făcuți după asemănarea lui Dumnezeu, în foarte multe filozofii religioase sau spirituale în general este vorbit despre acest fapt că noi suntem fărâmă divină. Suntem mici particule din ceea ce înseamnă Dumnezeu. Și acest Dumnezeu poate însemna orice. Aici nu este o discuție religioasă. Acest Dumnezeu poate fi Dumnezeul tău, așa cum îl percepi tu. Poate fi Universul, poate fi Natura, poate fi orice. Dar noi fiecare provenim din acel loc și noi fiecare avem avem datoria aici pe pământ în această uh, joacă a lumii materiale, această viață extraordinară pe care o experimentăm, avem datoria să fim autentici pentru că suntem expresia unică, nimeni nu mai este ca noi. Nu mai există o altă variantă a noastră în această lume. Tu ai curajul să fii unic, ai curajul să fii așa cum vrei. Tu, dacă realizezi acum și conștientizezi că ești unic în această lume, doar tu ești așa, ești varianta unică a lui Dumnezeu la joacă pe acest pământ. Ești demn de asta? Simți că faci tot ce poți? Simți că ești cu adevărat așa cum vrei tu, de fapt? Nu știu dacă da. Eu nu, sincer, eu sunt pe drum. Dar nu, pentru că încă sunt condiționată, încă am aceste repere sociale. Dar cred că dacă aș fi eu cu adevărat, Maria, ca o expresie unică a Divinității în această viață, cred că aș fi mult mai extravagantă, cred că aș fi. Da, nu, cred că am foarte multe limite impuse de societate, foarte multe limite de fapt impuse de mine astfel încât să vreau să mă încadrez în societate. Până și acum când vorbesc cu voi îmi este frică să rostesc unele concepte ca nu cumva să ce aolo, poate e discuția prea religioasă sau poate... Deci toate aceste credințe ale noastre ne împiedică din a fi cu adevărat autentici. Și prin acest video nu am ce soluție magică să vă ofer, decât poate să vă inspir, decât poate să vă motive, să ne motivăm împreună, să fim mai autentici, să avem curajul, să fim noi cine vrem în această lume. Povestea noastră, în această piesă, este unică. Personajul nostru este unic și noi ne banalizăm, banalizăm foarte mult viața. Din această frică, cred că de fapt este o frică că nu înțelegem de fapt cum. De unde a venit această creație miraculoasă? O banalizăm. Ne uităm la stele și la lună și zicem, da, luna și stelele. Ne uităm la natură, da, niște copaci. Ne uităm la sutele de mii de specii de animale, da, animale. Banalizăm totul din, din ignoranță, din necunoaștere și mai ales din frică. Dar dacă ar fi să percepem totul la, adevărat, la adevărata valoare a miraculosului ce ne înconjoară, Cred că am avea și noi curaj să fim la fel de miraculoși, să fim la fel de, de extraordinari. Povestea noastră ar fi la fel de bogată, probabil. Uh, suntem, din păcate, crescuți uh, cu această dorință de a ne încadra, de a ne conforma, de a, ne, de a fi acceptați în această lume socială. Dar ce fiecare om la rândul lui are aceste credințe. Deci, noi... Hai să mă iau pe mine ca exemplu. Eu în societate încerc să mă încadrez și mă uit. Ce zice ăla? Ce zice ăla? Dar uh, e ok să fiu așa și uite așa îmi creez limite, limite și tai din ceea ce sunt astfel încât să încap și eu în acest puzzle numit comunitate să zicem. Dar asta face fiecare om care eu cred de fapt că mă judecă, care eu cred de fapt că se uită a, tipa asta se încadrează aici, dar fiecare dintre noi avem aceste frici, aceste frustrări. Și eu, sincer, cred că oamenii, de fapt. Sunt mult mai permisivi decât credem noi. Oamenii sunt atât de ocupați și ei la rândul lor, cu propria lor viață și cu propria lor dorință de a se încadra, încât nu au atâta timp și energie să, să ne judece pe noi. Și și dacă ne judecă, întotdeauna acea judecată vine dintr-o frustrare proprie. Nimeni nu ne va percepe în această viață pentru ce suntem noi cu adevărat. Întotdeauna oricine se va uita la noi, oricine ar comunica cu noi, ne va percepe întotdeauna prin propriul lui filtru. Și acel filtru este pătat de experiențele lui trecute, de frici, de frustrări, de condiționări și orice îi face tu, nu vei putea să dai la o parte acel filtru personal. Până și noi suntem total subiectivi atunci când ne uităm la oricine. Realitatea noastră, în general, este total subiectivă. Așa că nu cred că are rost să păstrăm atâtea norme sociale, să păstrăm atâtea reguli, atâtea limite, pentru că, oricum, viața noastră este unică. Realitatea noastră este unică, total subiectivă, și identitatea noastră în această viață, persoana noastră, cine suntem noi cu adevărat, este o expresie total unică. Nu trebuie să fie înțelesă, înțeleasă de toată lumea, pentru că toată lumea de fapt este mult prea ocupată cu propria viață încât să, încât să conteze ce facem noi. Singurul lucru util pe care îl putem face noi în societate și în comunitate este să fim un membru corect, să ne gândim la ceilalți, să-i ajutăm, să fim chiar altruiști, să... Asta este util, nu să stăm să ne uităm, aoleo, haide să mă încadrez aici, să fiu așa și așa și așa. Nu, mai, mult mai util este să ajuți, să fii un membru activ în comunitate, în societate. Să te gândești întotdeauna la binele celorlalți. Nu să te gândești în ce fel te judecă pe tine. Gândește-te la binele celor care au nevoie, la oameni, la animale, la natură. Astfel, faci ceva util. Nu ești, mi se pare, extrem de egoist să. Încerci să te încadrezi în societate, dar în același timp să nu faci nimic pentru ea. Vrei doar să te accepte, vrei doar să fii recunoscut, vrei doar să fii lăudat, vrei doar să fii. să te încadrezi, pur și simplu, dar tu, de fapt, să nu oferi nimic în schimb. Tu vrei doar să fii apreciat și să-ți uh, satisfaci niște nevoi emoționale și mentale, dar de fapt nu ofer nimic în schimb. Și asta fac majoritatea oamenilor. Majoritatea oamenilor vor să fie incluși în, în social și devin, uh, se fac mai frumoși, mai uh, citiți, mai culti, mai bogați, dar în afară de asta ei nu oferă nimic societății. Așadar, să fii autentic înseamnă să ai curajul, să ai curaj, să fii expresia unică. Și această expresie unică acum s-ar putea să te ducă înspre, să dorești să, să, să fii mult mai îndrăzneț în modul în care arăți, să dorești să-ți descoperi misiunea în această viață, pentru că misiunea, de fapt, este și ea o misiune unică în această viață, este povestea ta. S-ar putea să simți această chemare, această nevoie. S-ar putea să fii un membru mai conștient în comunitatea ta, să fii mai activ, să fii mai, mai bun cu ceilalți. Deci toate aceste lucruri s-ar putea să se trezească acum în tine din dorința de a fi acea unicitate magică în această, în această variantă a realității. În momentul în care vei ajunge ușor, ușor, pentru că nu va fi probabil o schimbare bruscă. Dar în momentul în care vei ajunge să fii din ce în ce mai mult tu cu adevărat, o să ai o încredere în tine pe care nimeni nu ți-o poate lua. Și acea încredere în tine, acea siguranță de sine extraordinară, te vei simți extraordinar tu în pielea ta cu cine ești, te va face să fii foarte atractiv pentru oamenii în jur. Pentru că oamenii se hrănesc cu siguranță, oamenii se hrănesc cu acea energie pe care o vei emana și vei fi mai acceptat în societate decât ai fost probabil vreodată, decât ai fost atunci când încercai să te încadrezi în norme. Acea siguranță va fi cea care va atrage în jurul tău oameni și evenimente și lucruri extraordinar de frumoase. Și nu vor ști de unde, nu vor înțelege de unde a venit schimbarea, nu vor ști să pună punctul pe ei, dar acea energie nouă a ta, acea nouă vibrație îi va, îi va atrage și îi va, îi va, face să te admire mai mult decât au făcut-o până acum. Deci poate acest video cu siguranță nu a fost la fel de practic cum sunt videole mele de obicei, dar cu siguranță cred că te-a inspirat, te-a mișcat. Și a plantat acolo o sămânță care o să rodească pentru că vei simți această chemare, această, probabil vei începe să spui întrebări, păi eu, eu dacă ar fi să nu am niciun fel de limită, cum m aș îmbrăca? Cum m-aș purta? Care ar fi jobul meu? Ce aș oferi lumii? Ce, care ar fi povestea mea unică în această, în această scenă extraordinară? Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Vă încurajez din tot sufletul să vă uitați la cursul meu de 21 de zile pentru că atinge și această temă. Cursul se numește De la Ordinar la Extraordinar și vă duce într-un parcurs foarte, foarte frumos de 21 de zile în care voi să depășiți trecutul, să iertați trecutul, să intrați în prezență, să intrați în această stare care este fără de definiții și apoi să creați din acel punct tot ce vă doriți în viață. Este un parcurs inițiatic foarte puternic și vi-l recomand din tot sufletul. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Nu uitați să vă abonați și vă doresc o viață magică!